Regimul ăsta ne privează atâtea lucruri. Ne-au cotropit și continuă să se mulțească. Sunt peste tot. Și acum sunt și la noi în casă. Ai grijă cu ce vorbești. Fii înțelept, fii răbdător, fii discret. Întotdeauna caută înăuntru tău. O viață încercetată nu merită trăită. Dar cu ce preț? Dimineața a fost Cristian, abia ți-am bătut eu, diseară te duci tu la coadă. Da, mamă, o să mă duc. Elef Florescu, în biroul directorului. Sunt pierdut în propria mea umbră, captiv în imperiul fricii. Te teamă Cristian Florescu și știu ce ai făcut. Ai gustat vreodată așa ceva? Nu, de unde o ai? Cristian, te rog, ai grijă. Nu știu ce te ascultă. Se spune că ar fi cineva de securitate la fiecare 50 de români. Chiar dacă toți suntem frați și surori, din 23 de milioane, fă și tu socoteala. Am auzit că tovarășul Ceaușescu va ține de seara un discurs. Oare ce scuză mai găsești de data asta? Da, prea iubitul. Cine ești tu cu adevărat? Credeam că știu. Întotdeauna fusesem eu însumi. Ești un mincinos! Stai, ești un turnător! Ești tot ce te distrezi mai mult pe lume! Stai să te explic! Stai, Liliana, să te explic! Cristian, ești supărat pe mine. Poți să-ți explic. M-ai trădat! Ai văzut ce au americanii în casa lor? Noi nici nu visăm la așa ceva. Nu trebuie să te intereseze ce nu vom avea niciodată. Da. Cine spune că nu le vom avea? Poate lucrurile se vor... Eu îți spun! Dacă înțelegi gravitatea situației, vei continua interacțiunile cu fiul diplomatului american și îmi vei raporta orice informații explicate și familie. Nu uita de bunicul tău. Ochii tăi castanii. Sunt ciudați. Nu. Sunt unici. Diferiți. Libertate! 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 Nu-ți face griji. Va merita. Dezertare! Așa îți plătesc tu regimul! Luca! Îți vei aduce aminte de mine? Abri. Cu aia de la scara 7. Gata? Hai, cred că e bine. Pardon, e ok. Lasă-mă să-ți explic. M-ai trădat! Oh! Bună? Cristian, nu mai merge mașina. Toată lumea faci ceva. Tu, machiezi tu. Toată ziua. Ce vrei?